Noaptea muzeelor, ediția 19, va avea loc pe 13 mai în muzee din România și Republica Moldova și va aduce publicului expoziții, intervenții culturale și experimente artistice, proiecții, prezentări, spectacole, ateliere, animații stradale și interioare, concerte sau tururi interactive. Anul acesta, în premieră, muzee din Republica Moldova s-au alăturat proiectului pentru o ediție comună cu România a Nopții Muzeelor. Noaptea Muzeelor este organizată de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a devenit în ultimele aproape două decenii una dintre cele mai puternice mărci culturale, un adevărat fenomen social, cu audiență de un milion de persoane la nivelul întregii țări. Ediția 2022 a Nopții Muzeelor a fost prezentă în 260 de muzee și spații culturale, din peste 90 de locații, care au acoperit geografic 39 de județe.